tu ai venit cu ceva ce noi n-am văzut niciodată și probabil nici nu o să mai vedem în realitate vreodată. Da, într-adevăr, e o rasă mai deosebită, pentru că a fost destul de rară o perioadă, pentru că nu aveau voie să plece din Tibet. Exact. Dar acum, mai nou, s-au răspândit în toată lumea și mândru că am adus această rasă chiar din Tibet în România și am promovat-o foarte mult și cu ajutorul Dumnezeu am ajuns să avem un mastiv tibetan printre cei mai distrați din lume. Ați și obținut, asta voiam să spun, 500 și ceva de premii. Dacă ne uităm în spate, aici lângă noi, sunt câteva dintre trofeele pe care Boss le-a obținut de-a lungul timpului. Presupun că are nevoie de o îngrijire specială, pentru că el costând 1 milion de euro, având mașina lui, tot ce îi trebuie și mai mult decât atât, cred că ai grijă de el ca de ochii tăi din cap. Da, dar în primul rând să ținem cont de faptul că așa a dat Dumnezeu, un câine foarte aproape de perfecțiune, ca să ajungă într-o competiție de genetică și frumusețe, să câștige toate titlurile acestea. Pe lângă asta, bineînțeles că avea nevoie de niște persoane care să se ocupe profesional de el și să poată promova și să aibă potențial să ajungă cu el în competițiile importante din lume ca să expunem valoarea acestui patruped. Tot înțeleg că Boss nu pleacă de lângă tine niciodată, înseamnă că nici măcar dresorul lui nu poate să le ia singur. Nu. Fără mine nu pleacă, niciodată și nici nu vrea dresorul, cel puțin, nu pretinde vreodată să-l ia câinele, să-l ducă fără mine. Nici măcar la un dresaj mic sau oriunde. Oriunde se deplasează, Boss sunt alături de el. Dacă nu e posibil să plec, nu pleacă nici. Și Eli, cum ai ales-o? Pentru că trebuie să întrunească niște condiții. Absolut. Păi, în primul rând, el are o mireasă, dacă mi-a știm, din Tibet adusă una albă. Iar acum am căutat în Europa o pereche de câini cu valoare mare, adică foarte bine cotați și cu titluri foarte mari și importante. Ea a costat cam 7.000 de euro. Da, și am ales. Înainte am făcut o rezervare pentru prima femelă din cui să o aleg. Da. Și așa am ajuns în Rusia, în Sankt Petersburg, să aleg o femelă, v-am zis, dintr-o linie importantă din Europa. Eu zic că cea mai importantă, ca să fie perechea lui Boss anul viitor. Eu zic că anul viitor va fi cel mai tare cuplu care poate să fie prezentat la noi, în zonă, în Europa de centrală și de est, pentru tibetan. Nu și-l poate permite oricine. Totuși, dacă sunt oameni cu dare de mână care și-ar dori un mastiv, ce trebuie să știe despre el? Iubește copii? Iubește familia? În primul rând, trebuie să înțeleagă că este un câine de pază, un câine docil, un câine care nu se ține în casă. Așa. Câine de pază se ține în curte, la apartament nu este recomandat pentru că el are o blană, două rânduri de blană, un puf care ține de frig și un spic care dă un volum și un aspect mai spectaculos. Da. Și al doilea rând, este un câine de familie, iubitor de copii, de familie, protector. Da. Și este foarte renumit pentru asta, pentru că el este strămoșul tuturor ciobăneștilor din lume, chiar la origine peste 3.000 de ani. Mănâncă bobițe? Un câine deosebit. Doar bobițe. Doar bobițe? Doar bobițe. Și atent, presupun, alese. Da, bobițe aduse din principiu din Canada, super premium, de o calitate mai specială. Wow. Pe lângă aia, suplimente nutritive ca și orice sportiv de performanță. Pentru blană, pentru piele, pentru încheieturi, pentru oase. Tu ai canisa ta? Da. Și cum ai ajuns la ideea de canisă? Știu că ai o firmă de pază și protecție și la un moment dat, parcă, cineva ți-a cerut... Da, mi-a solicitat o pază cu câini. Și nu aveam, aveam în dotare mașini, alte ATV-uri, alte câini, nu. Mașini, doar nu aveam câini. Și atunci am stat și m-am gândit foarte bine că am nevoie de niște câini la firma de pază. Și așa am făcut o analiză și am ajuns la Mastiful Tibetan, m-a impresionat foarte mult povestea lui, aspectul lui și atunci am făcut niște eforturi și financiare și în toate sensurile ca să ajung și în Tibet și să achiziționez. La început, părinții lui Boss, Thor, a venit din Rusia, iar mama Cora din Tibet, care a avut performanțe foarte înalte, dar și acele performanțe, eu i-am luat în scopul pazei și îndrumat de antrenorul care a venit dresorul lângă mine, mi-a zis că câinii au niște calități deosebite și a trebuit să ducem în competiție. Și atunci am ajuns cu Thor, vicecampion mondial la Milano, Cora fiind în expoziție un an și ceva, fără niciun loc 2, doar loc 1. Mi-am dat seama de calitățile lor. Și Boss la fel, e doar locul 1, nu? Ajungem la Boss. Așa. La 2 ani am făcut o montă
Și am zis, primul mascul care se va naște, îl voi ține eu. Bun. S-a născut trei femele și după 4 ore am crezut că nu se mai naște niciun pui, s-a născut un mascul. S-a născut el. Extraordinar. Nu pe se mine mai nu mai mă conta cât de, ce calități va avea, e primul pui mascul și îl voi ține. Și Dumnezeu așa a vrut să nască un câine, care în momentul de față are 403 titluri, wow. Loc 1, în peste 15 țări, 2 titluri mondiale, 16 titluri de cel mai frumos din toate rasele din lume, participant în competiții. Ai văzut toată lumea cu el. Da. Și o să văd cum și în continuare. Transporti? De exemplu, până în Tibet, cum îl duci? În Tibet sau mergem peste ocean, mergem cu avionul. În și el unde în Europa, păi în cal, are în condiții de cală. Fiecare avion sunt condiții de cală pentru animale, doar numai așa, să-i rezervă. Animale ca animale, dar trebuie să recunoaștem că boss nu e dar ca oricine. Și cel mai mult participăm în Europa. Da. Anul acesta vom merge, sper, și în America, dacă va fi bine și legat de pandemie, și în Argentina. Vom participa la 2 competiții peste ocean. În restul, competițiile vor fi în Europa. În Europa are mașina lui, șofer, are condiții. Noi, când plecăm într-o competiție, așa, deci, ne organizăm ca să oferim primele condiții lui, după aia nouă. Exact. Pentru că lui trebuie să oferim niște condiții foarte bune, ca el să fie relaxat, nu obosit, când intră în competiție. Sigur că da, să nu fie stresat. Și atunci îl punem pe el pe primul loc și după aceea ne punem pe noi. Altfel nu aducem la rezultat. Am o întrebare. Putem să-l rugăm să stea în toate cele 4 picioare? Mulțumesc frumos. Să stea în toate cele 4 picioare ale sale ca să-l vedem în... Uitați-vă frumusețe de câine. Ești o frumusețe. Și el e frumoasă, trebuie să recunoști. Tu să nu crezi că te-am neglijat. Asta e o poziție de competiție, vedeți? Așa. Una din ele. Să fie atent, să fie într-o poziție în care arbitrul vine și analizează trenul aspectul posterior. Fizic, comportamentul. Bravo! No, aici e cald puțin, mai lasă coada jos, normal, ei trebuie să fie cu coada sus. Aici e foarte cald, într-adevăr, pentru e foarte cald și, cum bine știți, ei sunt obișnuiți cu o climă mai scăzută. Da, în și Tibet, cu două rânduri dar de vlare. Se adaptează, și nu au unii cald de iar, vara, dar asta e. Dar chiar vara ce faci cu el? Unde-l ții? Nu, stă la umbră. Ei sunt o rasă de câini care, dacă se odihnesc, își conservă energia și se controlează, se autocontrolează și se controlează temperatura, că nu e foarte cald. Stau la umbră. Am nevenit nicio problemă. Plus că vara e mașină prâlesc. Îți dau jos blana aceasta și vine o blană nouă. Odată pe an prâlezi. Bosu, bosu. Tocmai pentru că e foarte cald, mă gândesc că ar fi bine să le mulțumim tuturor invitaților noștri cu 2 și 4 picioare și îi așteptăm cu trofee noi în emisiunea noastră. Mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim.